Aventura continuă pe drumul comorilor. Asia Express. Neața. Neața. Morning. Morning. Nu dormi soare cu drog. N-am dormit deloc. Deloc. Deci cred că am dormit o oră adunat. Nu știu de ce n-am dormit. Pur și simplu n-am putut să dorm și eram mega obosit. Eu am dormit bine, doar că înspre dimineață m-am trezit cu niște amețeli puternice. Gros. Fac o dată pe an sau la două, la 2 ani. Amețeli din aia puternică, din nu pot să întorc. După aia, două săptămâni, așa. Când mă pun în pat, stau așa, să fac așa. Sper să dispară. Să n-am vreo cădere de calciu sau ceva. Sărim pe imunitate astăzi? Pe care imunitate? Pe aia de la farmacie? Mergem să luăm vitamina C? Mai am eu ceva pastile la mine de imunitate, părăi. Nu, asta te becai mare, Adam. Nu zici că ai dormit sub fustă de mireasă seara? Ba da. Am dormit ca boierii, bă, frate. Șmecher de șmecher mafioți am fost. Am mâncat și ceva ok și am făcut și duș cu apă caldă. Ia-o pe asta. Noi n-am făcut duș. Pentru că pe cadă au crescut mușchi. Adică eu cu Carmen am venit plănuite aici, că peste tot ne-am făcut duș. Am făcut duș cu șlapi în picioare, dar pe aici nici cu șlapi în picioare parcă nu poți să intri. Eu cred că n-am văzut o baie mai nasoală decât asta în toată călătoria noastră, n-am să expres și în toată viața mea, sincer. Și totuși era folosită de către zilnic. Dar nu, acum nu poți să le ai pe toate și restaurant și baie curată. Hai, că ne așteaptă altă zi de Taiwan. Eu nu mă pot gândi la nimic, iubire, nu, pentru ziua de azi. Știi ce am eu în cap acum? Cât de repede găsim mașina sau cât de greu? Îmi gândesc cum o să găsim mașina. Ce e nasol în dimineața asta cu mașina.